Capul formației este Ion Alexandru, Ion ultra ușor. A participat la mai multe două locuri, postul principal în față, postul elevului, iar instructorul pe postul din spate. Are o anvergură de 19 metri, factor de sarcină de plus 6 minus 4, este unul dintre planoarele cele mai rezistente care la ora actuală evoluează în Europa, care au rolul de a limita viteza maximă în timpul evoluțiilor și totodată de a asigura siguranța și securitatea pentru aterizare. Să-l aplaudăm pe Iorgos Cristi, componenta locului județean și locului național, care prezintă
Uite că a decolat! Uite că a decolat!